cafeaua de dimineață, te ajută să scapi de greață și crește moralul să... Bună dimineața! Bună ziua! Bună ziua pentru toată lumea la cafea, la Mesagerul de Neamț și la și pe știri din Neamț în direct. O cafea bună. Astăzi, după 3 zile de emisiuni cu invitat, astăzi o emisiune cu mai mulți invitați, dar pe rând, și cu niște comentarii apropo de ce se întâmplă prin ce s-a întâmplat prin prea frumosul nostru județ. Și pentru că vrem să o luăm așa în crescendo, să nu vă plictisiți, o să începem cu un subiect interesant, pentru că ambiții locale au făcut ca într-un oraș, hai să-i spunem în plină dezvoltare, cum este Rosnovul, de 3 luni de zile să se bată apa în piuă pe același subiect. Direcția de asistență socială sau cum s-o chema ea în mod normal. După ce și-au încordat mușchii politici, cei din PSD și aliații lor, s-a ajuns în situația în care, la un moment dat, în mod normal, trebuiau trimiși acasă vreo 9 consilieri, s-a ajuns la soluția, hai să găsim o chichiță în lege să nu-i trimitem acasă, să-i păstrăm, e ok, până la urmă nu destabilizezi un oraș pentru prostia unora sau interesele unora, dar s-a ajuns în situația în care nu mai putea funcționa un cămin de vârstnici care era acolo, plus că nu puteau fi finanțate salariile asistenților maternal sau nu știu cum se cheamă exact. Chiar nu cunosc terminologia. Dar ideea este asta. În fața acestei încăpățânări duse până la limită, cu discuții de genul, dar de ce nu vrei tu să angajezi pe aia? Dar de ce nu vrei tu să faci aia? Dar de ce nu vrei tu să conduci, cum îți spunem noi, care am pierdut alegerile? Sau ceva de genul ăsta. S-a ajuns în situația încât prefectul de Neamț să-i cheme sau ei să ceară, că nu știm, că n-am participat la discuțiile alea, să-i cheme pe toți cei implicați și să le explice că ar trebui să lase orgoliile deoparte și să meargă mai departe pe tema asta. Întâlnirea a avut loc la prefectură și, din ce am înțeles, ce au scris alți colegi prin presă, la întâlnire ar fi participat și domnul Ciprian Șerban în calitate de deputat al României și președintele organizației din Rosnov, ceea ce putem înțelege, pentru că consilierii PSD au nevoie de îndrumare. Am văzut asta în momentul în care au de făcut ceva, au nevoie de îndrumare, au probleme cu cunoștințele privind legislația, mă rog, nu mai contează acum. Important este că prefectul a reușit. Ah, și a mai fost cineva la întâlnire. În ce calitate? Probabil de locuitor al Rosnului și fiica tatălui ei, Mădălina Ciubotaru, vicepreședintele Consiliului Județean. O fi fost cu nostalgia fostului angajat de la Căminul de Vârstnici din Rosnul. Cine știe? Deci, i-au adunat. Au fost niște contre mai contondente pe acolo, dar până la urmă s-a ținut ședința, parcă ieri la ora 1, și s-a votat. Cum ar fi trebuit să voteze de acum 3 luni de zile? O să încerc să vedem dacă reușim să-l găsim pe primarul de Rosnov la telefon, să ne lămurească ce și cum și unde am ajuns în momentul ăsta cu lucrurile în zonă și poate ne spune și niște amănunte mai puțin cunoscute din discuția cu de la prefectură, dacă reușim. Foarte. Alo. Bună dimineața, domnul primar! Bună dimineața!
Dați-mi voie să vă întreb cum a sărbătorit ieri 2 ani de mandat. Am mai multe motive. Să sărbătoriți. Da, unul din motivele care l-am sărbătorit este faptul că mi-a trecut bugetul la DAS, la care ne chinuim de... Despre asta am discutat și eu înainte. Motiv, dar sunt mai multe motive. Să știți că noi avem lucrări în Rostov la care mă mai încarc pozitiv. Faptul că lucrurile funcționează, chiar dacă mai avem unele probleme așa, dar ieri am sărbătorit-o, chiar asta pot să spun, și datorită domnului prefect și-a adunat consilierii care i-are în subordine, probabil, sau... Mă rog, nu i-are în subordine, dar sunt în același partid, probabil, da. Și partidele care au... care sunt apropiații lor. Așa. Și au trecut și au dat seama că, în sfârșit, căminul trebuie să funcționeze, DAS-ul trebuie să funcționeze, să lăsăm politicul deoparte și am sărbătorit chiar ieri. Ba mai mult, am avut și doi consilieri care au avut ziua lor ieri. Înseamnă... Și de la ce partid erau? De la ce partid? PSD și al de doamna Andreea Manole. Și cine a făcut cinste, dumneavoastră sau ei? Având în vedere că ei au votat și dumneavoastră... Am rămas datori unii la alții. Ați rămas datori. Bun, dar cred că datoriile astea se vor materializa curând în alte proiecte. Sper să fie un început bun, pentru că eu asta am sperat de la început, că vă face administrație publică, nu scandal, că nu-ți venit aici pentru a face scandal. Sau nu suntem veniți aici pentru a face scandaluri, dar... Bun. Dar ieri cum au decurs discuțiile? A fost ok? Ieri am avut o întâlnire la domnul prefect, care apreciez inițiativa dânsului. Nu am înțeles care era atributul sau... Rolul. De ce a venit rolul, de ce a venit doamna Mădălina, care ea se ocupă de cultură, nu de DAS, de direcția de asistență. Nostalgia că a lucrat acolo. A lucrat acolo. A fost și domnul Șerban acolo, da. Sper să fie lucrurile bune. Am motiv să sărbătoresc. În weekendul ăsta, dacă nu o să sărbătorim. Păi, eu vă propun să poate faceți, știu eu, un meci de fotbal, PNL-PSD, cu ALDE acolo. Aștept să fac... Așteptăm, avem proiectul ăsta pentru... baza sportivă, cât mai repede o să facem și atunci chiar o să invit la un fotbal. Da, și pe noi ne chemați ca arbitru. Promitem să nu intervenim nici măcar când intervine ambulanța pe teren. Dar să îndrumăm ambulanța. Da, dacă ne gândim așa, am motive la 2 ani să sărbătorim. Avem și punctul ISU făcut aici. Avem multe lucruri. Eu v-am spus că gândindu-mă așa, când văd scandalurile astea, dar sper să nu mai fie, mă încarc mult cu cele făcute, știți? Într-adevăr se poate. Dacă există unitate în Consiliu și în general să înțelegem fiecare că suntem aici pentru a face lucruri pentru cetățeanul din Rostov, nu pentru noi personal, atunci lucrurile vor funcționa perfect. Deci, practic, de astăzi vă apucați de treabă cu ceea ce înseamnă DAS-ul, cu tot ce înseamnă organigramă. Cabinetul școlar, cu mai multe. Deci avem... Am înțeles. Da. Hai, vă doresc... Vreau să specific că a trecut exact așa cum a fost pus în aceeași formulă, deci aceeași... Acum 3 luni. Hotărârea cum era înainte. Deci numai era o mică greșeală. Doamna fiind de la Roman, vă dați seama, lucrând 16 ani la Roman, doamna director de la Direcția de Asistență, a trecut undeva acolo în de Rostov Roman. În virtutea regulamentului. Da. Era o greșeală și aia a fost o problemă. S-a modificat, a trecut. Am înțeles. Păi ce să vă spunem? Sărbătoriți în weekend, cu sau fără competitorii politici. Noi vă dorim cele bune și rămâneți să urmăriți emisiunea, vă spun eu. Dacă vreți, numai bine. La revedere. Cu respect, numai bine. Vă mulțumesc. De la Rostov, eu vă propun să trecem puțin pe la Târgu Neamț, pentru că, nu-i așa, avem și un element de legătură. El se cheamă Ciprian
Șerban. La Târgu Neamț, domnul Ciprian Șerban s-a hotărât să ia locul domnului Dănuț Andrușcă, cu care este în poză mai de mult undeva la o mănăstire, așteptând o delegație oficială a unor oameni importanți din PSD. Acolo e imaginea, e veche. Dar noi am pus împreună ca să se vadă că ei au avut o relație de colaborare și acum, aproape firesc, domnul Ciprian Șerban a cerut fostul cabinet parlamentar al domnului Andrușcă. Unii o să spună, vai, zice, s-a dus domnul Ciprian Șerban să-l ajute pe domnul Harpa cu problemele din zonă. În condițiile în care probabil domnul Harpa este copleșit de atâtea probleme și nu se descurcă. Noi am văzut că probleme sunt la Rosnov, dar probabil că or fi și la Târgu Neamț. Unii spun, noi am publicat un material astăzi în Mesagerul, deputatul PSD Ciprian Șerban ia locul lui Dănuț Andrușcă, implicați în lupta pentru șefia partidului. Unii spun că Ciprian Șerban s-a dus la Târgu Neamț, potrivit proverbului, țineți prietenii aproape și dușmanii și, competitorii din partid și mai aproape. Adică ca să-i poți supraveghea. De ce un deputat care are ca zonă de interes Rosnov se duce la Târgu Neamț acum în campanie electorală a PSD-ului, că urmează alegeri la nivel de comune, la nivel de organizații, de femei, de pensionari, de, scutece revoluționare, embrion revoluționar, ce-or mai fi din astea organizații, și formă organizația județeană, probabil că unii spun că s-a dus acolo ca să mai fure meserie în alegeri de la Daniel Harpa. Om trăi și om vedea. Noi am mai publicat și o poză, o să te rog pe Bogdan, dacă poate, să o pună. Asta e întreagă, Bogdan? Poza sau e numai o bucățică? Așa, așa, te rog. După cum vedeți, sediul cabinetului parlamentar al domnului Ciprian Șerban este fix între sediul PSD, Târgu Neamț, și sediul jandarmeriei. Ceea ce face, ne dă siguranța că orice conflict care ar fi acolo posibil între cei din sediul PSD și cel din cabinetul parlamentar se poate fi stins foarte repede de băieții de la jandarmerie ca lucrurile să nu degenereze cel puțin acolo. Deci, după cum vedeți, lucrurile fierb, mustesc în județ. În PSD, ieri, a stat aproape toată lumea cu ochii pe Mesagerul, pe alte ziare, să aștepte ce și cum cu pronunțarea pe niște lucruri cerute de domnul Ionel Arsene și avocații săi în procesul de la Brașov, unde ar fi trebuit, unde trebuie să se judece apelul domniei sale. Ei bine, Mesagerul a dat aproape imediat ce s-a întâmplat acolo. Deci, Curtea de Apel Brașov s-a pronunțat ieri, 29 septembrie, în legătură cu cererile formulate de avocații lui Arsene. Prima dintre cereri, care avea o noimă, a fost de sesizarea în alte curs de casație și justiție, pentru că, spune avocații, Ionel Arsene era deputat la vremea faptelor respective și atunci ar fi trebuit să fie judecat la înalta curte. Pe modelul, dacă țineți minte, Ioan Munteanu era deputat, a fost judecat la înalta curte înainte de a se pronunța sentința, el și-a dat demisia ca deputat și atunci procesul s-a reluat și s-a judecat într-o instanță care era care era competentă să judece o persoană care nu mai era deputat. Curtea de apel a respins această cerere, în schimb a admis reaudierea unor martori în proces.
Mesagerul v-a prezentat toate trei acuzele aduse lui Arsene, cu toți care erau în proces implicați. Ce a acceptat instanța să reaudieze? Pe Gheorghe Ștefan, pe Porumboiu Adrian, pe Careja Ion, care lucrează la Construcții Hidrotehnice Iași, Iulian Jugan, actualul subprefect și fost secretar de stat, și Panaite Vasile, fost prefect, fost primar de Dragomirești. Ștefan, Porumboiu, Panaite au legătură cu cazul suta de mii de lei care ar fi fost dată pentru ca cei de la ANI să-l declare incompatibil pe Culiță Tărâță, iar ceilalți doi, Careja și Jugan, în cazul tentativei de a aloca vreo 65 de milioane de lei către o firmă din Iași contra unui comision de 5%. Audierea, se spune acolo, va fi pe data de parcă 14 octombrie, la termenul dat de instanță. O să vedem dacă ședința este publică sau nu. Va fi interesant de văzut. Așa, acestea fiind zise, să lăsăm politica deoparte și să mergem pe un subiect care este, cum se spune eu, la ordinea zilei în Piatra Neamț și face valuri peste valuri, mai ales că e vorba de un subiect extrem de sensibil, creșa din Piatra Neamț, care creșă în momentul acesta este ca unitate în curtea primăriei. Între primar, primărie, inspectoratul școlar și inspectorul școlar general, directe inspectoratul școlar, e un fel de mic război al declarațiilor. Ieri a fost o întreagă discuție televizată parțial din ședința de Consiliu Local, doamna Florentina Moise fiind și consilier local PSD, a fost o întreagă discuție pe situația de la creșă, mai ales că ieri dimineață în emisiune domnul primar a vorbit despre acest lucru, prezentând punctul domniei sale de vedere. Într-un fel de drept la replică, doamna Florentina Moise va intra cu noi în direct, dacă răspunde la telefon, să ne spună și care este punctul domniei sale de vedere. Bună dimineața, doamna inspector școlar general! Bună dimineața! Ați văzut, de fapt ați fost în protagonist ieri, unul din protagoniștii discuțiilor de ieri din Consiliul Local. Noi am consemnat așa cum am putut de acolo. Ați văzut punctul de vedere al domnului primar. Vă rog frumos să ne spuneți cum se vede situația de la inspectoratul școlar. Bună dimineața încă o dată dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Punctul de vedere al primăriei și a reprezentantului primăriei, primarul în funcție, că l-am ascultat ieri după ședința de Consiliu Local, în ceea ce privește, dacă ne referim la, cred că, la subiectul cu creșa. Absolut, creșa, da, creșa. Să lămurim lucrurile, pentru că nici la ora actuală nu s-a înțeles exact cum stau lucrurile și suntem într-o situație delicată și chiar dificilă pentru cadrele didactice repartizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Avem un număr de 183 de preșcolari, iar ca să demontăm puțin ceea ce a spus domnul primar și poate cu această ocazie se lămurește și dumnealui. S-a stabilit statutul creșei încă din luna august cu hotărâre de Consiliul Local, creșa având personalitate juridică. S-a aprobat și s-a primit avizul inspectoratului școlar, aveau avizul de funcționare. Ministerul ne-a aprobat introducerea în SIR a
a copiilor și încadrarea ca personalitate juridică. Ea apare în SIR cu structurile cu, și personalitatea juridică. Conform metodologiei, apoi Inspectoratul Școlar Județean a numit director și a fost avizat de către domnul primar, iar conform legii educației și metodologiei de mișcare a personalului didactic, metodologiei de funcționare a creșelor, s-au repartizat în ședință publică pe data de 2 septembrie puiericultori educatoare, un număr de 14 persoane. În structura și schema de personal a creșei apar 36 de cadre didactice. Avem aici două spețe, 14 educatoare puiericultori repartizați în ședința publică a inspectoratului școlar, conform metodologiei, iar celelalte doamne care au devenit puiericultori educatoare până la 36, cât prevede schema de personal și încadrarea la creșă, și au dat acordul conform legii că în termen de 5 ani de zile vor urma studiile, că declarație pe propria răspunde, exact cum prevede legea, pentru a-și finaliza studiile. De ce spun că avem două spețe? Unu, persoanele repartizate de inspectoratul școlar s-au prezentat la post și nimeni nu le-a încheiat contractul de muncă. În baza legii educației, articolul 93, angajatorul este unitatea de învățământ, iar dacă nu are acest statut conform codului muncii, contractul individual de muncă se încheie de către angajatorul cu personalitate juridică pentru care respectiva persoană prestează o muncă și primește un salariu și introduce în revisal de către secretar sau cine. Vă întrerup un pic. Haideți să vorbim la concret. Adică, la concret, personalul acesta care a venit a fost repartizat, da, din ședința publică, sau cum îi spuneți dumneavoastră, și a venit, el trebuia, spuneți dumneavoastră, angajat de către primăria Piatra Neamț, nu? De către creșa. Creșa, care este subordonată, da, am înțeles. Deci da, de creșă. Este cu personalitate juridică. Domnul primar și a dorit acest lucru. Sunt două spețe. Creșele preluate, care sunt arondate tot prin hotărâre de Consiliul Local, se hotărăște, Consiliul Local hotărăște dacă acea creșă, unitate de învățământ, rămâne cu personalitate juridică sau este preluată, a preluată de către o unitate de învățământ. În cazul creșei de la Piatra Neamț, s-a optat de către domnul primar să rămână cu personalitate juridică, iar colegii mei consilieri locali au votat acest lucru. Ne supunem legii. Noi avem datoria să asigurăm resursa umană calificată, respectiv educatoare, puericultori. Am trimis un număr de 14 cadre care au fost repartizate în ședința publică pe 2 septembrie. Când s-au dus la locul de muncă, ei trebuiau imediat încadrați, nu sunt detașați în interesul învățământului, nu au avut forme legale încheiate cu o altă unitate de învățământ. Stați un pic, deci ei practic nu mai au carte de muncă de atunci? Păi, cum arată situația, da, pentru că odată cu asumarea personalității juridice, domnul primar trebuia să știe acest lucru, pentru că se schimbă foarte multe lucruri. Trebuiau încadrați, trebuiau plătiți acești oameni. În schema de personal a creșei Piatra Neamț, eu am văzut acolo că au 107 posturi ocupate la 183 de antepreșcolari. Stați un pic, că m-ați pierdut. Cum adică să fie 107 posturi pentru o creșă cu 180 de preșcolari? Cred că e o greșeală. Eu sper că nu este o greșeală, pentru că am
pusă la dispoziție încadrarea de către fostul coordonator de creșă și eu văd aici, în listele mele, 107 posturi ocupate. Nu este treaba noastră a inspectoratului școlar, este clar treaba primăriei Piatra Neamț, cum au angajat, câți oameni au angajat. Eu vreau să scot în evidență că am văzut acolo că au doi administratori financiari și au un secretar. Respectivele persoane trebuiau să opereze și să încadreze oamenii conform legii. Acei oameni au prestat o muncă la creșa Piatra Neamț. Acei oameni nici la ora actuală nu au încadrarea și nu se regăsesc în niciun sistem revizal sau nu știu cu ce formă lucrează dumnealor. Ei trebuiau atât să încadreze la unitate, trebuia doar iar la cei care deja erau acolo, educatoare, puericultori, care și-au dat acordul că în termen de 5 ani își termină studiile, pentru că sunt 36 încadrați, da, de puericultori, educatoare, trebuia schimbat felul muncii și încadrat din îngrijitor în educatori puericultori. Nu, inspectoratul școlar județean este angajatorul. Și cine cunoaște legislația și cine a avut măcar curiozitatea să citească legea, cu siguranță a și aplicat-o. Nu înțeleg de ce acum suntem în acest impas, în condițiile în care inspectoratul școlar, din punct de vedere legal, a respectat legea, a repartizat oamenii. La fel este și cazul doamnei director. De fapt, am avut două doamne director care, din păcate, pentru că nu au avut cum să fie plătite, nu au fost plătite în toată această perioadă. Una dintre doamne chiar fost inspector școlar pentru educație timpurie. Ne-a semnalat o gravă problemă, care 6 zile nu se regăsește încadrată niciunde, iar a doua doamnă 2 săptămâni. Este un lucru foarte grav, dar este cu tot o altă speță. Persoanele respective, doamnele director, directorul creșei, este numit prin decizia inspectoratului școlar cu avizul primarului. S-a prezentat la locul de muncă cu o decizie în mână. Cartea de muncă i-a rămas doamnei director acolo unde este titulară. Ea trebuia doar încadrată, introdusă în revisal, stabilit drepturile de salarizare, conform grilei de salarizare, în conformitate cu legislația în vigoare, și trebuiau să fie plătite. Dar ce să mai spunem, domnul Bălănescu? Nu ai cum să faci aceste lucruri dacă nu s-a preocupat primăria să opereze, să le încadreze, nu au la ora actuală angajat administratorul financiar contabilul, nu au ștampilă și nici la ora actuală nu au contul în trezorerie a instituției schimbat cu personalitate juridică. Acestea sunt lucruri elementare pe care ar trebui să le cunoască fiecare manager. Ce să mai spunem de o primărie și primarul în funcție. E șocant, e o situație de criză, dar eu sper că se intră în normalitate. O să numim prin decizia inspectoratului școlar astăzi? Un director. Nu știm, pentru că știți cum s-a ajuns într-un impas major. Domnul primar aruncă în inspectoratul și spre inspectoratul școlar neputința dumnealui de a gestiona lucrurile, că nu totul se rezumă la o hotărâre de Consiliul Local. Acele hotărâri de Consiliul Local trebuie duse și la îndeplinire. Și eu cred că ar fi cazul să ne trezim și să înțelegem că distrugem viitorul unor cadre didactice. Da, vă rog. Inspectoratul școlar a repartizat în ședință publică numărul de puericultori educatoare, a numit prin decizie director, persoanele respective s-au prezentat la noul loc de muncă, trebuia să le încadreze în conformitate cu legislația.
Da, un singur lucru v-aș ruga să mă mai lămuriți din punctul dumneavoastră de vedere. Deci, am înțeles, dumneavoastră ați dat oameni acolo, ați numit directorii, ok. Domnul primar și domnul Mihai Obreja, a fost inspector școlar general, spun că, acum vorbim de alt aspect, cel privind finanțarea salariilor. Finanțarea salariilor cum se face în aceste instituții care au personalitate juridică? Vorbim de costul standard per, elev. Școlar, da. Da, antepreșcolar, preșcolar, elev, pentru cheltuielile cu salariile, indemnizațiile, alte drepturi stabilite prin lege și vorbim aici de anexa numărul 2 la hotărârea guvernului numărul, sper să nu mă înșel, 72 pe 2013, unde sunt prevăzute sumele pentru, atât pentru mediul urban cât și pentru mediul rural și bunurile și serviciile per antepreșcolar pentru anul 2022 ca zonă. Dacă nu mă înșel, suma pentru urban este 5.675, iar pentru bunuri și servicii 6.683 de lei. Noi avem în contul inspectoratului școlar costul standard pentru, pentru creșa Piatra Neamț, pentru că v-am spus încă de la început că este prinsă în sirul inspectoratului școlar. Noi ne-am preocupat de acest lucru, dar dacă nu avem solicitarea de deschidere de credit cu asumare, câți copii sunt, să facă cererea la inspectoratul școlar, să o validăm în Consiliul de Administrație, nu avem cum să repartizăm aceste sume. Dar aici este puțin un ascunziș a domnului primar. Nu ai cum să ceri. Cine să ceară domnul Bălănescu? Dacă directoarele merg și își dau demisia, dacă nu ai ștampină, dacă nu ai cont în trezorerie. Noi unde să le am înțeles. Deci, vă rog să mă corectați dacă încerc un fel de concluzie. Deci, în acest moment, oameni sunt care să lucreze, după părerea mea, sunt cam mulți, dacă sunt 100, cât a spus dumneavoastră, 100 și ceva. Da? Bani pentru salarii sunt, dar trebuie ceruți pe baza unor documente legale. Da? Dumneavoastră ați numit director, o să mai numiți unul când o să fie momentul, după, probabil după alte discuții. Deci, practic, în acest moment ar trebui ca cei de la creșă, eu nu știu cine acolo, să se preocupe de deschis cont, de făcut, mă, nu, ștampilă nu știu dacă se mai face acum. Trebuie orice instituție are o ștampilă. Eu știu că ne-am cam scos teoretic ștampilele, da? Da. Hai să spunem. Dar a trebuit deschis cont în trezorerie și, pornul urmat, pașii firești ca să se ajungă la cererea care trebuie făcută către inspectorat pentru a debloca sumele pentru salarii care există. Am greșit cu ceva? Conform, noi alocăm costul standard pe antepreșcolar. Nu știu la ce sume se așteaptă domnul primar să primească la costul. Am înțeles. Eu v-am spus care sunt sumele. Noi nu putem acoperi 107 posturi angajate de primărie. Am înțeles. E normal. E în funcție de copii. Da, am înțeles asta. Domnul primar trebuie să facă aceste calcule împreună cu aparatul de specialitate și să vadă exact care este costul standard, să-și calculeze. O să-l primească și de la noi, niciun fel de problemă, dar nu acoperă cele 107 posturi ocupate pe parcursul anilor cu tot felul de angajări acolo la creșă. Dar nu aceasta este problema. Problema este destul de importantă și de gravă, pentru că 15 oameni, 14 puericultori educatoare și... care au venit din sistem, da? Așa, exact. Adică să ne gândim, acei oameni au participat la un concurs de suplinire. Ei au venit în ședință publică pe 2 septembrie la inspectoratul școlar. Au fost repartizați. Acei oameni trebuiau încadrați. La fel și doamnele director au fost detașate în interesul învățământului. Trebuiau salarizate, încadrate, să le meargă vechimea și tot, vă dați seama, acele femei sunt descoperite. Una de 2 săptămâni și una de 6 zile pe cartea pe vechimea muncă. Da.
Nu da. Este nici firesc, nici normal. Domnul Bălănescu, mi acordați încă 2 minute să vorbim puțin, dacă tot m-ați sunat, și despre grădinița de la școala numărul 3. Grădinița aceea care a intrat în reabilitare și copiii învață acum la Cartianu? Cartian. Am da. Înțeles. Dacă aveți ceva important de comunicat, vă rog. Am de comunicat, pentru că este vorba de copiii care urmează acolo forma de învățământ preșcolar. Știți prea bine că toată vara am discutat despre aceste aspecte și iar suntem în impas acolo, tot din cauza primăriei Piatra Neamț. Am înțeles că domnul primar și-a exprimat punctul chiar de vedere chiar și public, dacă nu mă înșel, chiar într-o emisiune a dumneavoastră. Ieri dimineață, deci dacă acum mi-aduc aminte, a fost întrebat de o doamnă, dacă nu mă înșel, sper să mi-aduc aminte, cred că Roxana sau ceva de genul ăsta, nu am cum să verific acum, ceva cu caserole și cu transport, dacă nu mă înșel. Exact. După discuțiile cu părinții din vară, să ne amintim, chiar dacă este neplăcut, pentru că în fața părinților, domnul primar și-a asumat că va suporta costurile pentru caserole și pentru transportul copiilor. Pentru că sunt copii cu domiciliu acolo, vorbim de grădinița de la gară, ca să se înțeleagă, și e firesc să le acorde acest transport. Domnul primar a spus că, din punct de vedere legal, nu poate asigura plata transportului și a caserolelor, pentru că nu îi permite Curtea de Conturi și legislația în vigoare. Perfect adevărat până aici. Dar ce nu-și amintește domnul primar este că a promis părinților, în momentul în care a fost încălțit de părinți întrebat, pentru că părinții și soarta fiecărui copil este foarte importantă pentru noi toți care ocupăm funcții publice și așa ar trebui să fie. Dar aș vrea să-i amintesc că îi permite legislația să aloce sumele școlii gimnaziale numărul 3 și școala gimnazială numărul 3 să poată plăti aceste... Să aloce la ce capitol bugetar? Cred că alte bunuri și servicii. Vorbim de 21 de copii care au mers până ieri cu microbuzul, iar costul era de aproximativ 2000 de lei pe lună, domnul Bălănescu. O primărie ca Piatra Neamț, 2000 de lei pe lună pentru transportul copiilor, care s-au trezit în această situație. Având domiciliu, gândiți-vă că sunt duși de bunici, sunt duși de părinți care nu toți își permit să plătească un transport zilnic dimineața și după amiaza ca să revină la locuință, care este aproape de zona gară. Și atunci, doamna director a încheiat un contract cu un operator lunar să ia pe acești copii dimineața și să-i aducă după amiaza, aproape de locuință, mai exact în fața grădiniței. Ei, domnul primar și aceste contracte s-au încheiat în urma promisiunilor domnului primar, promisiuni care nu le-a avut nu numai cu doamna director Oniciuc, ci în fața părinților. Iar acum, când trebuie plătite facturile, domnul primar spune că nu poate să suporte aceste costuri. Vorbim de 2000 de lei pe lună pentru primăria Piatra Neamț. Este inadmisibil, iar minciunile domnului primar trebuie să se oprească. Dacă promite... Haideți, asta cu minciunile știți cum e. Dânsul spune că... A promis în fața părinților. Uită promisiunile, haideți să spunem multe promisiunile. Iar costul caserolelor trebuie acoperit tot de părinți. De părinți. Cum e posibil așa ceva? Când a promis acest lucru, că va suporta costurile, este simplu, trebuie să aloce
banii pentru, pentru școală. Eu ce să zic, sper ca domnul primar să se fi uitat la emisiune și chiar să intervină dacă vrea. Eu... Să intervină, da. Trebuie să intervină cu, cu măsuri, domnul Bănănescu. Pe asta zic, cu măsuri, să vedem despre ce este vorba, să ne lămurim în totalitate. Și curățenia și modernizarea spațiului respectiv s-a făcut cu sponsori, s-a terminat cabinetul medical și s-a stopat pentru că nu alocă fondurile necesare pentru mobilier și pentru a-l pune la punct. Lucrurile nu sunt așa cum le prezintă domnul primar. Da, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Așteptăm să ne spuneți și nouă când se numește un nou director la, la creșă. Vă dorim o zi frumoasă, numai bine. Asemenea, la revedere. Da, ați văzut care este punctul de vedere al, al inspectorului școlar general. Domnul primar Carabele a spus în principiu cam așa, că la Creșa Piatra Neamț, înființată cu personalitate juridică prin hotărâre de Consiliul Local, data de 9-6, direcția de asistență socială a informat inspectoratul cu privire la hotărârea de Consiliu și cu privire la normele în baza căruia a fost preluată, pentru ca inspectoratul să aducă la îndeplinire anumite lucruri în respectarea legii. Nu s-a primit niciun răspuns, se face o altă adresă către inspectoratul școlar. Așa, primarul a spus despre 17 adrese și în final spunea, poate cineva din inspectoratul școlar studiază legea, normele și duce la îndeplinire atribuția ce-i revine. Una peste alta, lucrurile nu se văd foarte bine. E probabil în anumite zone și o neștiință a cum se face o asemenea preluare sau, mă rog, cum, cum poate continua o asemenea creșă să funcționeze. Într-adevăr, eu, dincolo de partea cu salariile, dincolo, am reținut numărul de angajați de la creșă. Dacă avem peste 100 de angajați la 107 copii, înseamnă că batem orice țară occidentală din acest punct de vedere, ajungem aproape să avem un angajat la un copil, ceea ce nu poate decât să ne bucure dacă sunt soluții de finanțare pentru salariile acestora. Aveam și alte subiecte de discutat astăzi, dar recunosc că după discuția asta cu creșa, nu prea mai am chef să fac nici măcar glume cu privire la politicieni. Așteptăm să vedem cum se va rezolva o asemenea situație, pentru că ea trebuie rezolvată cu celeritate. Cât privește grădinița, căutam acum prin hârtii și am văzut o cerere făcută pe 13 sau ceva de genul acesta a 9-a 2022, adică în septembrie, transmisă de directoarea școlii 3 către primărie. Sună domnul primar Carabela. Bună dimineața, domnul primar, mă bucur că sunați. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Vă mărturisesc că nu am reușit să urmăresc integral declarația și emisiunea dumneavoastră până acum și declarația doamnei inspector școlar general. Păi, dacă vreți, vă fac eu un scurt rezumat. O să încep cu ultimul subiect, cel referitor la grădiniță. Program prelungit numărul 2, unde, așa cum mi-am luat angajamentul în fața părinților, am alocat bugetul necesar pentru lucrări și pentru transport. Dar mai departe este responsabilitatea conducerii școlii să ducă la îndeplinire, să efectueze plățile, nu a primarului. Noi am alocat bugetul așa cum ne-am asumat, ca să înțeleagă și doamna inspector școlar că eu îmi respect întotdeauna promisiunile. Deci banii s-au dat pentru transport? Banii s-au dat, 60.000 de lei, nu rețin acum data, dar asta este cu certitudine, din care puțin peste 50.000 au fost pentru lucrările de acolo, de amenajare. Da. La Liceul Cartianu, unde au fost mutați copiii. Cum e cu grădinița? Cu creșa, că nu, eu nu mai înțeleg nimic. Un număr fantastic de 107 persoane, nu știu de unde prezintă doamna
inspector, aceste cifre. Sunt 54 de persoane, asistenți medicali, îngrijitori. Da. Cazineri, bucătari, infirmieri. Și toate aceste persoane sunt, sau numărul acestor persoane se încadrează în normativul stabilit prin lege, da. Da, exact. Deci nu sunt peste 100, sunt 54. E absurdă cifra. Așa. Bun. Așa. Acum am înțeles că cu salariile ne-am lămurit. Dacă da. Se va cere bani... Ce trebuie să înțeleagă, domnul inspector școlar general? Chiar dacă această creșă are personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local, ea funcționează ca o unitate de învățământ. Directorul îl stabilește inspectoratul școlar județean. Procedura este clară. Inspectoratul școlar propune, primarul avizează, inspectoratul numește. Bun, și cine angajează? Că asta nu înțeleg. Că aici se pare... Directorul, numit de ISJ, face angajările mai departe. În baza repartițiilor date de inspectoratul școlar județean... Și angajarea se face pe creșă, nu? Pe creșă, da. Iar direct. După care, partea de salarii, conform acelui cost per elev, da, sau per... Exact. Este asigurată în limita sumei stabilite de guvern, exact, de către inspectoratul școlar. De către inspectoratul școlar, bun. Da. Deci, atunci, care este HIBA? Că eu nu mai înțeleg acum. De ce? HIBA este că până pe 20 și ceva septembrie, nu știu exact data, inspectoratul școlar nu a transmis repartițiile. Când au fost aceste repartiții venite? Repartițiile s-au stabilit pe data de 2 septembrie, dar oamenii practic nu le-au avut. Și pe data de 20, nu știu, după 20 septembrie, colegii de la DAS, conducerea DAS și colega care s-a ocupat de creșe, a mers la doamna inspector școlar general, și a solicitat repartițiile și le dădea pe toate ca la piață. Colegele au solicitat ca acele repartiții să fie oferite în baza acelei decizii de numire, să fie oferite măcar în baza unui opis care să aibă un număr de înregistrare, să se știe că la data acele, la data respectivă au fost predate, iar doamna inspector școlar a izbucnit spunând că vi le trimit prin poștă. Da? Ca să... Dacă trebuie să facem toată această discuție public, măcar să le spunem cu subiect și predicat. Asta, tot acest comportament îndenotă prea credință și ipocrizie, pentru că doamna inspector pozează într-o mamă devotată, într-un inspector școlar care militează pentru drepturile copiilor, pentru educație, pentru respectarea părinților și așa mai departe. Dar iată că în această situație am ajuns din cauza unei corespondențe deficitare. Bun. Haideți să dăm deoparte un pic corespondența așa. Ce se face din momentul acesta? Am înțeles că inspectoratul trebuie să numească un nou director. Exact. Noul director care vine acum va avea cadru, să spunem așa, instituțional ca să lucreze? Adică este deschis cont în bancă? Sunt... Directorul trebuie să deschidă. Vă dați seama, contul de trezorerie îl deschide practic directorul. Bun, dar el dacă vine, el cum, cine l-angajează pe el? Inspectoratul școlar. Numirea o face, numire școlar. Dar îl trimite... Este unitate de învățământ și se comportă pe cum o școală. Și... Deci cartea de muncă, în limbajul ăla vechi, cartea de muncă, locul unde lucrează, este inspectoratul școlar sau creșa? Exact. Pentru director. Directorul este numit de inspectoratul școlar, ulterioarele angajări le face directorul pe creșă. Am înțeles. Deci noi să spuneți așa, directorul este angajatul, face contract, exact, cu inspectoratul, da, iar el angajează pe toți ceilalți care sunt, deschide cont, după aceea face cerere pentru... Din subordine. După aceea face cerere pentru alocarea banilor de salarii. Bine. Absolut. Partea de alocare pentru necesitățile vine de la primărie. Deci, da, acum,
întregul cui al lui Pepelea este legat de cine îl angajează pe director. Dumneavoastră spuneți că inspectoratul. Inspectoratul spune că el face repartiție și trebuie angajat de creșă sau... Deci nu înțeleg. Efectiv, dar ne-am lămurit. Ideea este că ar trebui ca lucrurile astea să lămurească foarte repede, pentru că este o instituție care nu poate funcționa. Da. Nu, mi-aduc aminte de bancul Rabinu, știți? Stă de vorbă cu una dintre părți și spune, da, domne, ai dreptate. Stă de vorbă și cu cealaltă din părți și spune, ai dreptate. Și după aceea se uită în oglindă și spune, băi, cred că și eu am dreptate, că e o problemă undeva. Că e în corespondență, că e în discuții. Că... Deci, mie mi se pare o chestie care trebuie depășită nu așa, ci în trei sferi de oră, juristul de la inspectorat cu juristul de la Consiliul Local, exact, să se întâlnească, să spună, bă, care l-angajează pe directorul ăsta odată? Hai ca să... Specialiștii din instituții trebuie să se pronunțe aici, nu neapărat cei care, să zicem, poartă și o umbrelă sau haină politică. Pentru că aici este, de fapt, din punctul meu de vedere, mărul discordiei. Am înțeles. Da. Mulțumesc pentru intervenție, chiar mulțumesc, pentru că trebuie să ascultăm toate punctele de vedere, dar acum măcar am lămurit un lucru. Chestia cu salariile este clară, cum vin banii pentru salarii, cum vin banii pentru creșă. Este clar că trebuie să existe un director cu pata la mala mână și dreptul de a angaja. Mai rămâne să vedem cine îl angajează pe director. Asta va fi, ca să spunem așa, întrebarea zilei. Mulțumesc tare mult! Dacă primarul își dă doar un acord, cum poate el să facă angajarea? Nu primarul încheie contract de muncă cu directorii unităților de învățământ. Și creșa fiind o instituție de învățământ în rețeaua școlară, e evident că pe procedură, așa cum arată și legea, inspectoratul face numirea și întocmește contractul. Mie îmi pare rău, domnul primar, că nu mai există acea universitate Spirul Haret cu cursuri la Piatra Neamț, pe cuvântul meu de onoare, m-aș fi înscris acolo la drept administrativ ca să-l fac așa, la foc automat, să mă lămuresc și eu cum o asemenea problemă blochează o instituție, sincer. Mulțumesc frumos pentru intervenție. La fel, numai bine, sănătate. Deci ați văzut cam cum stau lucrurile. Deci, măcar în acest moment, avem așa. Totul poate fi rezolvat dacă aflăm cine angajează directorul. Eu propun să facem așa, să-l angajeze sindicatul învățământ, împreună cu sindicatul celor din primărie, măcar pentru o perioadă determinată, ca să deblocăm situația, că după aceea vedem. Sau, dacă nu se poate, facem așa, judecata aia care se făcea pe vremuri, îl tăiem pe director în două, jumătate îl angajăm la inspectoratul școlar, jumătate îl angajăm la primărie. Hai, domnule, lăsați o baltă. Rezolvați, domnule, problema asta, că ne facem de râsul lumii. Cele bune, oameni buni, nu e așa că e distractiv? Hai să fim sănătoși.